În S. Nicolae Mare, comunitatea romano-catolică a celebrat sărbătoarea Rusaliilor, una dintre cele mai semnificative sărbători din calendarul creștin. Biserica romano-catolică din localitate a fost centrul evenimentului unde credincioșii s-au adunat în număr mare pentru a lua parte la serviciul religios special de Rusalii. Serviciul religios a început dimineața, predica fiind una emoționantă axată pe înțelesul și importanța acestei sărbători în viața creștinilor. Cântările și rugăciunile au însoțit momentul, creând o atmosferă de solemnitate și reculegere. Așa arată biserica până la ora 2 a zilei de Rusalii. Când Duhul Sfânt a coborât asupra ei, însoțită de suflarea puternică de vânt, în acel moment biserica s-a însuflețit. Totul a prins viață în ea. În acel moment apostolul ies din cenacul, predică cu mult curaj mulțimii, vorbesc în diferite limbi, fac minuni. Petru își exercită misiunea de pastor conversam, luând cuvântul și potând numele întregi ierarhii, încep botezurile care curg, jertfa eucaristică se aduce pe altar. La Rusalii, mică turmă, cum o numește Hristos, devine biserică, adică trup al lui Hristos, însuflețit de la aceeași Duh Sfânt, care de la naștere însuflețise și în capul acestui trup pe Hristos însuși. Rusalele sunt Crăciunul Bisericii, după cum Crăciunul pus în rusalele lui Iisus. Sărbătoarea Rusaliilor la S. Nicolae Mare a fost un eveniment de neuitat pentru comunitatea romano-catolică, îmbinând tradițiile bisericești cu cele locale într-o celebrare plină de culoare și emoție. În această zi de sărbătoare, mesajul de iubire, pace și frăție a fost împărtășit de toți cei prezenți.